Salutare! La ideea unuia dintre voi, care o apreciez și pe care îl salut pe această cale, facem un clip cum ar fi lucruri care îmi plac și lucruri care nu-mi plac la noua mea Laguna Coupé, la aproape 3 săptămâni de când o am. 3 săptămâni în care a fost destul de încercată și reparată, evident că așa este cu rabele astea ale noastre, ale românilor. Să vă fac repede un rezumat la ce i s-a întâmplat până acum. Și pe măsură ce avansăm, vă spun și ce îmi place și ce nu-mi place la ea. Jantele au fost vopsite în această culoare albă. Încă nu au fost vopsiți etrierii și curățate discurile de frână. A primit anvelopele Tigar din 2023 noi. Pentru cei care nu știți, Tigar este marca de buget al lui Michelin și sunt fabricate în Serbia. Eu am mai folosit și folosesc și la alte mașini aceste anvelope. Pot să vă spun că față de Sailun-urile chinezești care le-a avut pe ea, sunt la an lumină, dar mă rog. Și atenție, le-am folosit, chiar dacă nu este ok, în perioada asta anului. Cei drept, temperaturile au fost peste 7 grade, dar nu mai mult de 14-15, adică încă este de roți de iarnă. Clar lucrul ăsta, la celelalte mașini am roțile de iarnă, nu am pus roțile de vară, eu oricum le pun mai târziu. Dar am fost nevoit, neavând alte roți la mașină, să o încalț cu astea. Unul din anvelop Sailun făcea figuri, nu ținea presiunea și așa mai departe. Mie personal îmi plac cum au ieșit jantele și cu etrierii care vor fi vopsiți în culoarea roșie, vor da mașinii un aer foarte tineresc. Pentru că ăsta este unul din lucrurile care îmi place mult la ea. Este o mașină atemporală, nu-și trădează vârsta, nu pare că a ieșit pe poarta fabricii acum 16 ani. Alt lucru care îmi place la ea este că are DPF-ul activ. Nu știu însă să vă spun cum face acest motor de Renault regenerările, când le face și așa mai departe. Ce-i drept, îl are activ, e acolo. De asemenea, îmi place că ne-a ieșit și ne-a reușit reabilitarea farurilor și restaurarea lor. Au primit becuri noi. Să le vedeți aprinse acum. Știți bine că la o mașină cu faruri cu xenon, lupele care se deteriorează, se ard, se transformă farurile într-o mașină oarbă. Mi-a fost un pic frică, pentru că cu becurile care le avea și cu starea în care erau farurile de nepolișate și de mătuite, nu prea se vedea mare lucru. Oricum, voi ați văzut clipul ăsta după ce ați văzut acea plimbare pe care eu am făcut-o cu mașina asta. Ați văzut și imaginile de noapte, se vede bine cu ele. Însă am greșit, eu și prietenul meu Cosmin, care se ocupă de partea asta de lumini la mașinile noastre, i-am pus becuri de 5.000, nu de 6.000, dar le va înlocui cu următorul lot de becuri care îi vine. Că suntem la interior, să vă arăt un lucru care chiar nu-mi place la mașina asta și este iritant. Acest sistem de monitorizare al presiunii în pneuri, care e de-a dreptul hilar, pentru că eu le-am lăsat un pic mai moi, încercând să nu țin cont de ce scrie aici pe această ușă. Uitați-vă și voi ce presiuni dă Renault pentru o mașină ca asta. Și dacă una dintre ele este un pic sub 2,5, îți aprinde cu galben chestia asta din bord și nu-mi place. Dar mă rog, în mers se mai încălzesc puțin și dispare.
Apropo de mers, îmi place foarte mult cum merge. Și îmi place cum merge pentru că este o mașină oarecum scurtă, deși ea este derivată din Laguna de bază, care este în segmentul D. Distanța între axe este mai scurtă la cupe cu 6 cm, mi se pare. Asta ar plasa-o cam în compacte, dar ea este considerată un cupe din segmentul D. Și este foarte manevrabilă la viteze mici, la viteze de oraș. Are un feedback din asta, direcția cu for control și așa mai departe. E vioaie, exact ce trebuie în orașele României, într-o exploatare din asta de zi cu zi. Ai nevoie de o mașină care să-ți răspundă imediat la comenzi, să accelereze la viteză, să pleci de pe loc cu ea repede, să ajungi la viteza de trafic și să mențină viteza aia cu un consum redus. Aici, 2 litri de sub capotă este eficient, este puternic, este varianta de 180 de cai cuplat cu transmisie manuală, care are asta de metal. Mulți dintre voi mi-au spus că este cel original și că așa trebuie să-l aibă în echiparea asta. Mă rog, nu mă pricep. Transmisia manuală asta lui Renault este cam bizară. Primele trepte sunt destul de lungi, ultimile trepte destul de scurte. Timoneria și cutia de viteză în sine sunt un pic mai... Hai să zicem ca un ușor zgomot de rulare. Noi am putea spune, nu știu, sirenaj se numește, dar mai ales pe a 5-a și pe a 6-a o simți că e în mers cumva. Dar se dezlănțuie. Gândiți-vă că la 150 la oră are 3000 de ture. Alte mașini, gen Opel Insignia, BMW-ul seria 3 la 190, la 200 pe oră, 3000 de ture cu a 6. Adică între a 6-a vei avea niște reprize care bat multe alte 2 litri-uri. Cred că n-am încercat să văd cât prinde și lucruri de genul ăsta, dar am mers cu ea un pic tare ca să văd ce poate de adevărat. Și chiar poate. Adică pe partea asta tehnicul Renault este bun. Frânele sunt ok, direcția e ok. Asta îmi place. De asemenea, îmi place să zic, nici prețurile de piese nu sunt mari. Deci eu am schimbat toată direcția, amortizoare, flanșe. Prețurile sunt bune. Ce drept sunt prețurile de mașină care are peste 10 ani? Nu știu dacă la alt producător din același an ar fi mai scumpe sau mai ieftine. Însă sunt prețuri decente. Inclusiv prețul anvelopelor a fost foarte decent. Am luat pe cele 4 Tigar fabricate în 2023 cu 1500 de lei. Adică, ce vorbim? Deci, astea lucruri care îmi plac. Nu-mi place însă, sau mai bine, nu-mi plac însă vibrațiile astea care le are. S-au verificat suporții de la motor, unul a fost înlocuit, mai sunt doi. Mecanicii zic, domne, sunt foarte ok, n-ai de ce să-i înlocuiești. Acum o să înlocuiesc unul dintre ei, pe cel din dreapta, pentru a vedea dacă pot să mai elimin din aceste vibrații. Nu sunt niște vibrații deranjante, însă le simți cumva. Dacă ai o băutură în suportul de pahare, care apropo nu-mi place că este doar un... Adică cu mașina asta mergi home alone sau home alone, cum vrei să-i spui, pasagerul nu bea, nu mănâncă, nu se uită. Va vibra doza de băutură acolo. Foarte ciudată chestie. Așa, îmi place habitaclul la ea. E luminos și ai vizibilitate foarte bună. Mai ales, exact ce vă ziceam, la deplasări în oraș, pe străzi, pe străduțe, vezi traficul. Și îmi place că nu este foarte joasă în față. Spre deosebire de cupeul de la Peugeot, care l-am avut, 407-le care l-am avut, nu este deloc joasă. Adică nu ai șanse să atingi cu ea, ia uitați-vă, borduri, chestii din astea specifice țării noastre. Nu știu, v-am zis, nu-mi place presiunea la care se merge în roți, mă rog, asta e... Nu pot să înțeleg de ce s-a ales pentru genul ăsta de valori, dar, mă rog, îmi place portbagajul. Mare și încăpător. Mașina încă nu a fost curățată la detailing, nu i s-a făcut detailing, am aspirat-o, am curățat-o așa cât am putut eu. Adică ai un portbagaj bunicel pentru dimensiunile unei astfel de mașini. Nu
Să mai aud un pic opritorul, ia ascultați. Și a fost înlocuit cu unul nou. Îmi place și nu îmi place sistemul multimedia. Pleacă tot timpul pe modul de navigație. Nu înțeleg de ce. Prietenul meu, Edi, sticea mea, a trimis DVD-ul cu hărțile updatate la nivelul anului 2013, ultimul update care l-a primit generația asta de sisteme de navigație. Merge, Craiova, la nivel stradal. E un sistem foarte interesant, pentru că poți să-ți arate pe aici în multe feluri. Vezi vederea păsăricii, poți vedea în două ecrane așa. Mă rog, ia uitați cum arată. Adică așa, chestii din astea interesante. Oricum, pentru anul din care a venit, din care este ea fabricată, ho-ho-ho! Ho-ho-ho! Îmi place și partea de radio, că e... Sunt la îndemână comenzile pentru radio. Nu-mi plac comenzile pentru climă, pentru că nu știu cum să sincronizez temperatura. Tot timpul va trebui să umbli la amândouă aceste butoane. Mă rog, poate are vreo opțiunea asta de sincronizare, nu știu eu. Îmi place că tot așa nu este uzată față de vârsta ei. Nu are butoanele uzate, nu are volanul uzat, scaunele și așa mai departe. Nu, cotiera nu e deformată ca la multe alte mașini. Pe aici, pe acolo mai sunt puncte. Cineva a mai atins-o, a mai... Și atenție, încă n-a fost curățată. Bine, trimurile astea se pot îmbrăca în autocolant, nu, asta mă rog. Dar per total, pentru anii și kilometrii care are, se prezintă foarte ok. Și am, nu știu, pe partea de consum, ce să vă zic, cât am mers eu cu ea până acum. Am o medie de 8, și în afară și în oraș. Nu știu cât e de precis, dar știu că am făcut de la plin 477 de kilometri și acum este la jumătate, vedeți. S-ar putea să faci și cu mașina asta un plin 1000 de kilometri. Nu știu exact, dar mă rog. E destul de eficientă pe partea asta de... cât mergi cu ce e în ea, adică bagi 61 pic de litri și mergi. Și apropo de mers, cum v-am zis, îmi place cum se manevrează la viteză mică, e foarte responsiv așa, dar în afară, la viteză de drumuri de România și la tipuri de carosabil de România, cu presiunea asta în pneuri, trebuie să fiu un pic atent cu ea. Mașina este stabilă, dar faptul că pe spate are doar o punte, nu o suspensie independentă, o penalizează și împreună cu presiunile astea uriașe din roți, o fac oarecum vulnerabilă, să zicem. Dar, ce să zic, are mai multe chestii care te atrag și care îți plac la ea decât cele care nu-ți plac. De exemplu, ia uitați, aici buzunarele de la uși au un oarecare capitonaj, ce e drept doar pe partea de jos, dar suficient cât să nu îți droncăne cheile în cap pe eventualele drumuri de România. La partea asta de plastic însă n-ai ce să-i faci. Aici este Renault, la fel ca fratele mai scump și mai exotic Mercedes. Mă rog, îmi place oglinda, că se întunecă când ai mașină în spate. E cu senzor aici. Îmi place că are lumini ambientale la picioare. O să primească LED-uri și la interior. Îmi place că nu se închide torpedoul cu cheie. Îmi place și nu-mi place că este keyless și că o poți să o pornești cu cartela în mână. Se deschide când te apropii de ea. Se închide când pleci de lângă ea. Mă rog. Acum nu știu dacă o parchezi chiar lângă geam și lași cheia aproape să nu o găsești deschisă. Eu nu sunt un fan al sistemelor ăsta la keyless, dar ție un pic pleci repede de lângă ea, nu mai stai să o închizi. S-a închis singură.
tot despre partea de mers, e foarte interesantă consola asta joasă. Multora nu place și pare ceva retro, sau, însă la drum lung îți este util. Piciorul drept are unde să se miște, nu îl vei simți înțepenit. Iar stângul îl ții pe zona de repaus, pe partea de caroserie. Nu ai, puteau să jonglezi un pic mai mult cu fața de ușă, să o fi împins mai în spate, dar, mă rog, însemna alte chestii. Nu-mi place celebrul satelit pentru comenzile audio amplasat aici. Nu-i văd rostul, trebuie să știi ce face fiecare buton și pentru a face asta trebuie să te întorci așa sau să lucruri care nu le poți face în mers. Nu-mi plac că comenzile de pe volan pentru pilotul automat nu și-au rostul aici, cât timp butonul de cuplat pilotul este aici și că noaptea nu sunt iluminate. Mă rog, asta... Eu nu prea folosesc pilotul, deci... Îmi place care este tărașul ăsta mic aici. Pe total îmi place ca mașină, însă... Însă... Nu are ceva ăla care eu l-am găsit în mașinile germane. Deși e bună din multe puncte de vedere, e rapidă, manevrabilă, frânează bine, răspunde la comenzi, ai suficient loc în ea pentru doi adulți și ceva bagaje, îi lipsește un ceva. Nu știu ce. Apropo, ce nu-mi place la ea la mers, nu știu dacă ați văzut clipul cu plimbarea, dar poate puteți să-l revedeți, e rapidă, dar nu-ți dă senzația de viteză. Și te trezești datorită puterii, că are putere, cu viteză foarte mare, pe zone unde tu trebuie să mergi și rămâi pieton. Bine, mulți apreciază chestia asta la o mașină. Dom'le, nu simți viteza. Eu, unul, sunt de acord cu asta, dar prefer să simți viteza, ca mașina să-ți spună exact, bă, vezi că ai viteză mare. Bine, poate din cauza liniei stâlpilor și a parbrizului inclinat, poate faptului că e joasă oarecum și fluidă, să zicem așa, are formele astea care taie aerul. Și apropo, deși este o mașină fără uși la geamuri, nu face zgomote de vânt la viteză. Poate de aici se trage cumva chestia asta de trebuie să te uiți la vitezometru ca să știi cu cât mergi. Apropo de vitezometru, sincer, îmi place gradația asta cum au francezii între numere. E un pic altfel. Însă ar mai trebui lucrat un pic la elasticitate și... Adică eu îi făceam alte reglaje. Motorul e reglat foarte bine. Trage din prima exact ce ai nevoie ca să te pui în mișcare. Însă trebuia un alt fel de setup la cutia de viteze. Că poate de acolo ți se trage chestia asta de te duce în viteză prea mare fără ca tu să vrei să mergi atât de repede. Nu știu cum să vă explic, să înțelegeți. Oricum e o mașină care trebuie să mergi un pic ca să o descoperi. Și ori îți place, ori o urăști. Dar cred că foarte mulți oameni s-ar adapta să meargă cu o astfel de mașină. Nu e... Nu știu... Clar, e o tracțiune față, dar nu este subviratoare, în ciuda presiunilor ăstora bizare, puterii mari și tipului de etajerii cutiei de viteze. O singură dată mi-a intrat într-un viraj strâns SP-ul, dar în care eu am intrat intenționat foarte tare. În rest, destul de neutră, în ciuda motorului mai greu pe față. Bravo, Renault, pentru chestia asta. Nu mai știu ce să vă mai spun despre. Așa ar mai fi lucruri care îmi plac și care nu-mi plac. Nu mi-a plăcut, de exemplu, că intră 7 litri jumate de ulei în ea. Mă rog, motorul ăsta este pus pe autoutilitare Renault. Este un motor care duce kilometri, cu distribuție pe lanț, care se aude foarte bine.
mai ales când se încălzește, care pornește bine la rece, la cald. Cred că e un motor care duce lejer 400-500.000 de kilometri dacă îi se face mentenanța care trebuie. Pot să zic că am văzut de câteva ori mi-a făcut o chestie. Acum are motorină de la o benzinărie, nu vă spun de la care, și mi-a prins de câteva ori în mers, mai ales la viteză, check injection system. Cu motorina de la altă benzinărie nu mi-a prins chestia asta. Ce-i drept, pe diagnoză are o eroare pe bujii. S-ar putea să aibă una, două bujii arse. Nu le-am schimbat. Vor urma și alea să fie locuite, schimbate și așa mai departe, ce trebuie să li se facă. Dar foarte ciudată chestia asta. Nu-și schimbă mersul, nu intră într-un limp mod, nu aprinde check engine-ul, doar că se-ți dă mesajul la câteodată pentru câteva secunde. Am văzut într-adevăr pe, cam de regulă pe A6, poate e ceva pe debit, poate filtrul ăla de motorină care l-am pus noi nu e pentru ea, mă rog. Dar în rest n-am ce să-i mai reproșez. Însă și ce nu-mi place cel mai mult, n-am avut ce face, am pus câteva fotografii cu mașina asta pe clubul Laguna 3 România, grupul de Facebook. Da. Este o diferență de la cer la pământ, de la oamenii care sunt pe club Touareg România, pe Volkswagen B8 România și cei de pe Renault, respectiv cealaltă marcă Dacia. Cine le-a spus talibani, nu s-a înșelat. Și ceva îmi spune că cu cât cumperi o mașină mai ieftină, dar care ți-a fost vândută și tu crezi că ea este făcută să fie la fel de bună ca una mai scumpă sau de eficientă sau de, nu știu, exotică, frumoasă, cu atât frustrarea ta din interior este mai mare. Și pe lângă imaginea mea și chestiile ce am mai făcut de-a lungul timpului în online, oamenii de acolo se răzbună cumva fără să le fi făcut personal niciodată nimic. Eu am investit banii pe care i-am dat pe mașina asta, investițiile tehnice în ea, investițiile estetice, voi mai face alte investiții și atât estetice și tehnice, îi voi vopsi ce e de vopsit la ea când se va face puțin mai cald afară, tot atunci va merge și la curățat, la robi, la detailing, ca să se poată lucra la ea cum trebuie. Adică, bă, totuși, respectă ce face omul respectiv. Da, Renault le-a făcut atât așa cum le-a făcut el. Eu voi continua să am aceeași părere despre ele. Talismanul nu se ridică la nivelul Fordului Mondeo sau al Passatului. E doar o iluzie dacă tu crezi chestia asta. Cupeul ăsta nu se ridică la nivelul de finețe a lui 407 cupe. Însă îl bate pe alte părți. Ce să zic? Talismanul e de 1000 de ori mai frumos decât Passatul, dar nu are ergonomia și confortul din el și spațiul interior. Cineva de statura mea într-un talisman stă ca și în asta, chircit. Adică, bă, de ce nu vreți să recunoașteți chestiile astea? Bă, nu e așa. Un producător de mașini trebuie să facă mașini pentru persoane de toate staturile. A, la clasa mică, înțeleg, acolo și hai până la compacte, dar de la compacte în sus nu mai ai voie. Pentru că tu, de fapt, făcând o mașină mai mică, ai făcut o economie mai mare. Înțelegeți voi? Mai puțin metal, mai puțin volum, mai puțin plastic, mai puțin cablaj, înseamnă, de fapt, economie pentru tine ca producător. Încercați să înțelegeți lucrurile astea așa cum sunt, de fapt, și nu vă mai păcăliți singuri. Mă rog, o să mă retrag și cred că va fi ultima mea postare pe grupul respectiv. Ultimele impresii despre Laguna, îmi plac și oglinzile și îmi plac că ai posibilitatea de a le rabata la buton. Ai dat butonul așa, oglinzile se rabatează când închizi mașina. Le-ai dat așa, oglinzile vor rămâne nerabatate când închizi mașina. Deci, nu e o chestie setată sau care să nu poți avea control la ea, să fie necesară o codare, care, de exemplu, la Peugeot era nevoie de o astfel de codare. Acum, până la urmă, vedeți, fiecare mașină are plusurile și minusurile ei. Important este să mergi cu cea care îți place. Mie îmi place să merg cu modele Volkswagen. Dar, de exemplu, nu mă văd mergând cu Polo, nu mă văd mergând cu Tiroc, nici măcar cu Tiguan. Ăsta sunt eu. Fiecare are propria lui scară de valori, propria lui scară de, nu știu, de a
nu știu, de a se simți bine în lucrurile pe care le deține și pe care le folosește. Bun, cam asta este episodul cu ce îmi place și ce nu-mi place la Laguna. O să mai vedem ceva cu ea, mai urmează și plimbări, că se împrimăvărează, o să urmeze și estetica finală, cosmetica, pe care ne vedem cu bine, în noi și noi episoade.